preacuvioși și preacucernici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori. Demersul nostru catehetic merge înainte. Știți că ne preocupăm de Sfânta Liturghie. Suntem la a doua parte a Sfintei Liturghii. Prima parte are un pronunțat caracter catehetic. Este liturgia catehumenilor sau liturgia cuvântului. Să citește apostolul, să citește Evanghelia, să spune predica. Acum suntem la a doua parte a Sfintei Liturghii. Cea mai importantă parte în care, la invocarea pe care o face preotul, invocă Duhul Sfânt și Duhul Sfânt se pogoară peste prescură și peste vin și le preface în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Acum lucrul acesta nu îl spun eu. Lucrul acesta îl spune, de pildă, Sfântul Apostol Pavel, care în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 10, versetul 16, scrie: paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Momentul acesta culminant al liturghiei, când se invocă Duhul Sfânt, am zis că e de mare, mare importanță. Acum, nu vă citesc, frățiilor voastre, toate rugăciunile, dar rugăciunea importantă pe care o numim anaforală. O să vă citesc. E așa de frumoasă. Deci după ce s-a zis crezul, ne-a mărturisit credința, după aceea este un dialog între preot și între corală sau strană. Și înainte de anafora, înainte de rugăciunea aceasta importantă și mare pe care o citește preotul și în timpul căreia Duhul Sfânt se pogoară din cer și preface prescura și vinul în trupul și în sângele Mântuitorului, înainte de această rugăciune, ca să fixăm un moment pe care să nu-l uitați, se cântă cu vrednicie și cu dreptate: este a ne închina Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, treimea așa de o ființă și nedespărțită. Ei, iată care este rugăciunea aceasta importantă. Cu vrednicie și cu dreptate este ascântație. Pe tine a te binecuvânta, pe tine a te lăuda, ți-aș mulțumi, ți-a ne închina în tot locul stăpânirii tale. Că tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, purrea fiind și același fiind. Tu și unul născut Fiul tău și Duhul tău cel Sfânt. Tu, din neființă la ființă, ne-ai adus pe noi și căzând noi, iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nou. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit a o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta
mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înaltă zburând, cântare de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Și să cântă corala sau la strană, sau noi toți, Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de slava ta, osana întru cei de sus, binecuvântat este cel ce vine într numele Domnului, osana întru cei de sus. Și continuă rugăciunea anaforale. Cu aceste fericite puteri și noi, iubitorule de oameni, stăpâne, strigăm și grăim, Sfânt ești și preasfânt, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt. Sfânt ești și preasfânt și slava Ta este plină de măreție, că Tu ai iubit lumea Ta atât de mult, încât pe unul născut Fiul Tău l-ai dat, ca tot cel ce crede în Trânsul să nu biară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala pentru noi plinind în noaptea într-o care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe Tine pentru viața lumii, luăm pâinea cu Sfintele și Preacuratele și fără prihană mâinile Tale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat Sfinților Săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după cină zicând, bezi dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, alegii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta a Tatălui, și de-a doua slăvită iarăși venire. Ale Tale, dintr-o ale Tale, Ție ți-aducem de toate și pentru toate, adică prescura și vinul care sunt puse pe altar. La strană se cântă, pe Tine te lăudăm, pe Tine te binecuvântăm, Ție îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție. Dar, în altar, preoții, rostesc de trei ori rugăciunea. Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta, bunule, nu lua de la noi, ci lânuiește între noi cei ce ne rugăm Ție. Și apoi, momentul cel mai profund al liturgiei, preotul arată înspre prescură și zice, încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu minte la tine cântăm, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri. Și binecuvintează acnețul, adică prescura, și fa, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Și apoi binecuvintează potirul și zice, iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Le binecuvintează pe amândouă, zicând, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Acum această parte a liturgiei se săvârșește în altar. Și v-am citit rugăciunile ca să știți ce face preotul în timp ce noi, în biserică sau corul, cântăm, pe Tine te lăudăm, pe Tine binecuvântăm, Ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeul nostru. E importantă Sfânta
și dumnezeiasca liturghie. Sfinții noștri, mărturisitorii noștri, mucenicii noștri au ținut la biserică și la Sfânta Liturghie mai mult decât la viața lor. De aceea mâine, pe 21 octombrie, sunt sărbătorit o seamă dintre ei, cuvioșii mărturisitori Visarion și Sofronie, Sfântul Mucenic Nicolae Oprea, Sfântul Preot Ioan din Gale, Sfântul Preot Moise Măcinic, pentru că toți aceștia, în veacul al 18-lea, au pătimit pentru Hristos, au pătimit pentru credința lor, au încercat să-și apere biserica și credul lor. Și de aceea noi le aducem cuvenita cinstire la liturghia de mâine. Toți părinții sfinți au iubit biserica și liturghia. Oprea Miclăuș sau Nicolae Oprea a făcut câteva drumuri pe jos. De la Sibiu până la Viena. Și spune tradiția că în fața Mariei Tereza el ar fi zis: Măria ta, cu jocul acesta de pe mine, acum e al meu, dar dacă îl dorești, îl dau. Cu mâinile acestea am făcut robotă o viață întreagă și dacă vrei, ți le da. Sufletul însă e numai unul și pe acesta curat aș vrea să-l prezint în fața lui Dumnezeu. Lupta lor s-a încununat cu faptul că în 1760, totuși, împărăteasa a îngăduit ca ortodoxii să aibă un episcop care să le conducă biserica lor prigonită și chinuită. Și toate acestea am zis că ni le amintim mâine, când ei sunt sărbătoriți. Acum, după ce vom cânta o priceasnă legată tocmai de Biserica Străbună, vă voi citi modul în care Părintele Ștefan Anagnostopoulos ne-l prezintă pe unul dintre părinții care trăiau liturghia, care trăia viața duhovnicească mult mai serios decât noi. Și acum relatarea Părintelui Ștefan. În vizitele mele dese la Sfântul Munte, din decursul anului 1960, am auzit de la un călugăr necunoscut, dar foarte evlavios, următoarele. La o priveghere cu metanii, înaintea chiliei, când, urmărind mărimea cerului înstelat, când cufundat în adâncimea cerului inimii, a văzut la un moment dat biserica cea mare a schitului luminată. Ia uite, zise în gând, părinții fac priveghere, dar pentru care sunt? Mă duc să văd. S-a ridicat și s-a dus spre biserica luminată care răsuna de cântări Dumnezeu. Lăcașul era plin de călugări. Toți a plecat, cu fețele acoperite și foarte cucernici. Atmosfera era dulce, înmiresmată, evlavioasă și în același timp plină de lumină.
Această stare de fapt, pe care o vedea și o auzea, se datora aceluia care sluja. La privăi bine, era un arhiereu impunător, înconjurat de 12 preoți și toți străluceau. Arhiereul lumina ca soarele și în toată biserica și în afară. Plin de teamă și uluit de mărcimea tot strălucitoarea stăpânului, n-a priceput că a ajuns la sfârșit. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Arhiereul, după ce a zis, vino, fiul meu! Și s-a dus și s-a împărtășit. Dar ce mireazmă negrăită era aceasta! Ce desfătare dumnezeiască! Ce simțiri dumnezeiești i-a umplut sufletul! Se afla în cer! În sine sau în afară de trup? Era treaz sau visa? Și deodată s-a auzit o voce și atunci și-a revenit în sine. Cum ai intrat înăuntru, părinte? Ce faci aici la ora asta? Era paracriserul care avea ascultarea să deschidă biserica. Iartă-mă, părinte, a spus călugărul. Se pare că după Sfânta Liturghie m-a luat somnul, iartă-mă. Dar despre ce liturghie vorbești, fericitule? Iată despre cea care s-a încheiat cu puțin timp înainte, împreună cu privegherea. Acela n-a mai zis nimic. A spus însă cele întâmplate duhovnicului schitului, că poarta bisericii era închisă și a deschis-o învârtind de două ori cheia cea mare. Aceștia l-au obligat pe monah, a cărui față era strălucitoare, să mărturisească, iar acela le-a povestit toate cele petrecute și a dat seama că această întâmplare n-a troit-o pe pământ, ci în cer, mai presus de fire. Atunci a dispărut și a făcut pierdută urma ca să nu mai fie lăudat de oameni.